Matei, în capitolul 16, începând cu versetul 24, cuvântul Domnului spune așa. Atunci Iisus a zis ucenicilor săi, dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Pentru că oricine va vrea să scape viața, o va pierde, dar oricine își pierde viața pentru mine, o va câștiga. Și ce ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Sau ce ar da un om în schimb pentru sufletul său? Căci Fiul omului are să vină în slava Tatălui său cu îngerii săi și atunci va răsplăti fiecăruia după faptele lui. Amin. Să ne așezăm. Se spune despre celebrul cântăreț Bob Marley că pe patul de moarte, chiar înainte să-și dea duhul, a rostit următoarele cuvinte. Banii nu pot cumpăra viața. Un alt om celebru, filozoful ateu David Hume, a strigat chiar înainte să moară. Sunt în flăcări. Despre Goethe se spune că ultimele lui cuvinte au fost vreau mai multă, mai multă lumină. Vine în viața fiecăruia dintre noi un moment al adevărului în care nu mai putem să lipim nici măcar o secundă la viața noastră, iar modul în care ne găsește acel moment de cumpănă care determină tot restul veșniciei noastre, de fapt este determinat de ceea ce facem și ce suntem astăzi, aici. Păstrarea vieții este un instinct natural al tuturor oamenilor. Este instinctul de conservare. Toți vrem să supraviețuim. Bună oară, ne ferim de mașini, mâncăm când ne este foame, bem apă dacă ne este sete, ne îmbrăcăm dacă ne este frig. Toate acestea sunt niște instincte puse de Dumnezeu în noi prin creație, instinctul de supraviețuire. Vrem să ne păstrăm viața. Întrebarea este, dar să ne păstrăm sufletul? Vrem să salvăm viața, dar să ne salvăm sufletul? Salvarea sufletului ține de factori mai complexi puțin decât cei pentru salvarea trupului. Pentru că pentru salvarea sufletului există niște factori obiectivi care nu țin de noi, ci țin de Dumnezeu. Și Dumnezeu a făcut totul. Din punctul lui de vedere avem tot astfel încât sufletul nostru să poată să fie salvat. L-a trimis pe Domnul nostru Iisus Hristos în lume, s-a întrupat din Fecioara Maria, s-a așezat pe cruce pentru noi și a fost jertfit, a înviat a treia zi, s-a înălțat la cer și ne-a promis că vine iarăși ca să ia pe ai săi. Totul este pregătit. Numai că pentru salvarea sufletului există și niște factori subiectivi, adică care țin de noi. Cum? N-a făcut Dumnezeu totul? Ba da, totul a făcut și este pregătit. Dar aspectul subiectiv al salvării sufletului nostru ține de a crede ce a făcut Hristos și apoi a declara la botez. Pentru că în Marcu, în capitolul 16, cu versetul 16, cuvântul Domnului spune așa, cine crede și se va boteza, va fi mântuit. Ori observăm că ambele aceste acțiuni sunt conștiente, mature și responsabile. De aceea, pentru cei care poate n-ați văzut niciodată un asemenea botez, ca și cel care are loc astăzi în biserica noastră, ei demonstrează, prin ceea ce fac, că l-au cunoscut pe Hristos, că au acceptat acești factori obiectivi, adică ce a pregătit Hristos din veșnicie pentru ei, și își asumă aceasta, credința și botezul, acte responsabile și mature. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți.
Sunteți o priveliște, sunteți o sărbătoare și pentru noi, dar mai ales pentru cer. Ca să înțelegem ceea ce Domnul a spus și de fapt noi suntem în seria de mesaje, Biserica înțelege ceea ce spun, întrebări care cer un răspuns. De fapt sunt niște întrebări pe care Domnul Iisus Hristos le-a pus, le-a rostit și noi trebuie să răspundem la ele. Și dacă ați fost atenți la citire, s-au născut aici, de fapt sunt două întrebări legate, am spune noi o întrebare, două întrebări legate, ce-ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă își pierde sufletul? Și ce n-ar da un om pentru sufletul lui? Ca să înțelegem această întrebare capitală pe care Domnul ne-o adresează și astăzi nouă, trebuie să ne uităm însă în contextul imediat al Scripturii, că altfel s-ar putea să interpretăm, să înțelegem greșit ceea ce Domnul Iisus Hristos ne spune. Și totul are loc într-un dialog tensionat pe care Domnul îl are cu ucenicii săi. Și, dacă vă aduceți aminte, în urmă câteva săptămâni am început ciclul acesta de mesaje din biserica noastră, întrebări care necesită un răspuns, și prima întrebare la care ne-am oprit a fost: cine spun oamenii că sunt eu? Ei, în același context și totul pleacă de la această întrebare. Și Domnul îi adresează ucenicilor întrebarea aceasta: cine spun oamenii că sunt eu? Și imediat este dublată de o întrebare și mai directă: dar voi? Dar voi? Și începe dialogul acesta. Petru primește o revelație direct de la Dumnezeu și spune: tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Și în urma acestei revelații, de fapt, prin dialogul pe care Hristos îl are cu ucenicii și revelația pe care Petru o primește direct de la Dumnezeu, se pun bazele cele mai prețioase entități din universul acesta, și anume biserica. După Dumnezeu, nimic, absolut nimic, nu se poate compara ca valoare decât biserica lui Hristos. Pentru că, în versetul 18, ni se spune, pentru că biserica este mireasa lui Hristos. Dificultatea dialogului apare însă când Domnul vine cu explicațiile procesului în care se va întâmpla această mare lucrare, și anume a ridicării bisericii, a mântuirii oamenilor. Și începe să le vorbească. Vom merge la Ierusalim și îl vor prinde pe Fiul omului, îl vor răstigni, îl vor crucifica și va plăti cu prețul vieții. Și dintr-o dată intră instinctul de supraviețuire. Și Petru reacționează: să te ferească Domnul să ți se întâmple așa ceva. Păi Petre, stai un pic. Numai ce ai spus că tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu, Domnul vine și spune: Petre, tu ești Petru, Petros, da? Dar pe această Petra, adică pe revelația pe care ai primit-o, voi zidi biserica mea? Și acum tu nu pricepi că asta e calea? Păi a intrat omul Petru acum, umanul din instinctul să nu murim, să ne salvăm. Pentru că ăsta e instinctul nostru, să facem tot ce ține de noi să ne fie bine acum. Să fim în siguranță acum. Răspunsul Domnului este unul foarte tăios. Unii îl citim un pic, nu neapărat greșit, dar poate nu ne adâncim atât de mult, când Domnul vine și spune: înapoi a mea, Satana. I-am auzit pe foarte mulți că îl identifică pe Petru cu Satana. Nu la aceasta se referă. Domnul chiar îl mustră pe Satan acolo. Înapoi a mea, Satana. Pentru că, de fapt, prin vocea lui Petru sunt readuse pe tapet toate ispitele pe care diavolul le-a dus Domnului imediat după botezul lui în apă. Ți-i foame, Doamne? Da! Păi nu vrei, dacă nu vrei să mori, fă din pietre pâini. Vrei toată slava? Vrei viață bună? Da! Închină-te mie, ai viață bună. Vrei să fii cineva? Vrei să demonstrezi că este cineva deasupra care păstrează viața? Tu nici nu trebuie să faci nimic pentru viața ta. Aruncă-te de pe strășină templului. Totul e rezolvat pentru tine. Aceeași voce a diavolului vine din nou la
Domnul. Și Domnul mustră pe Satan atunci, înapoi a mea Satanul. Dar îl mustră și pe Petru. Îl mustră și pe Petru când îi spune: Petre, tu ești o piatră de potignire. Nu vă place jocul acesta de cuvinte? Tu ești Petros, piatră. Pe această petră, adică pe revelație, voi zidi biserica mea și imediat, dar tu ești un alt fel de piatră de potignire acum. Și Petru rămâne blocat. Și acum nu mai înțelege. Și ucenicii nu mai înțeleg ce vrea să le spună Domnul. Și Domnul vine și clarifică acum lucrurile și le spune așa: Eu îmi voi da viața pentru voi. Prin aceasta se va împlini toată condiția, astfel încât voi să puteți să vă salvați sufletul. Că instinctul să vă salvați trupul l-am văzut deja. L-ați afirmat. Dar să vă salvați sufletul. Pentru ei, să o exprime cât mai bine, aduce în fața lor o comparație absurdă. O comparație absurdă. Și zice așa: poți să câștigi toată lumea și să-ți pierzi sufletul. Păi acum, dragii mei, modul acesta absurd prin care Domnul aduce această comparație absurdă, de fapt are un scop foarte important, și anume, când vorbim despre mântuirea sufletului, nu putem să avem niciun termen de comparație. Nu poți să pui în comparație cu nimic mântuirea sufletului, decât cu o chestie absurdă. De ce este absurd? Păi, dragii mei, haideți să pornim de la aceste ipoteze. Absurde, așa cum am spus. Câștigarea lumii. Este absurd că cineva va stăpâni odată toată lumea. E corect? E absurd, da? Dacă e absurd că cineva va stăpâni vreodată toată lumea, la fel de absurd este să creadă cineva că sufletul lui se va pierde, se va topi, se va dizolva, va dispărea undeva. Ce înseamnă această câștigare a lumii? Pentru că dacă este absurd că noi, oricare dintre noi, vom ajunge stăpânul lumii, nu știu, toți de pe pământul ăsta ni se vor închina. Totuși, absurditatea aceasta poate să devină reală prin niște decizii greșite. Haideți să actualizăm cumva. A stăpâni lumea, a câștiga lumea, nu înseamnă neapărat a câștiga tot ce înseamnă terra și lume creată. Pentru noi, pentru tine, care mă asculți acum, a câștiga lumea poate să însemne și a câștiga cât înțelegi tu din lume. Pentru noi lumea se reduce la ceva. De exemplu, dorințele noastre cele mai fierbinți, altfel imposibil de realizat, lucruri, ambiții, vise pentru care suntem în stare să negociem orice. Și sufletul. Câți oameni nu se compromit? Își calcă în picioare principiile, calcă moralitatea lui Dumnezeu ca să câștige lumea, lumea lor pe care și-o doresc. Asta vreau. Vând orice. Sunt oameni celebri. Nu știu de ce îi fac celebri. Și-au vândut sufletul diavolului. Și știți bine ce vorbesc. Ca să ajungă cineva. Au câștigat lumea pe care și-au dorit-o. Milioane de oameni aplaudă, le cumpără CD-urile, le ascultă muzica. Și pentru lumea asta a lor, și-au vândut sufletul. Câștigarea lumii prin compromiterea sufletului poate să însemne o ambiție, un orgoliu de a demonstra, o sete de putere, de avuție, obiecte, poziții, pentru care sunt în stare
să-mi vând sufletul. Vreau totul și acum. Dacă câștigarea întregii lumi, am spus că este o chestiune absurdă, dar noi ne reducem la lumea asta noastră, de ce este absurdă pierderea sufletului? Ce înseamnă pierderea asta sufletului când știm că sufletul este veșnic? Pierderea sufletului este absurdă, pentru că, așa cum am spus, sufletul este veșnic și nu o să-l pierdem nici cei care și-ar dori să-l piardă, să se dizolve cândva, să nu mai existe. Din păcate, nu va fi așa. Sunt unii care învață erezia asta. Dar iată ce spune Sfânta Scriptură. Ce trebuie să înțelegem noi prin această pierdere a sufletului? În Matei, capitolul 10, versetul 28, tot Domnul spune așa. Nu vă temeți de cei ce ucid trupul, dar care nu pot ucide sufletul, ci temeți-vă mai degrabă de cel ce poate să piardă și sufletul și trupul în ghienă. La ce se referă aici Domnul Iisus Hristos? La pedeapsa eternă. Deci, pierderea sufletului înseamnă pedeapsă veșnică. Iar în Luca, în capitolul 21, de la 25-26, spune așa. Vor fi semne în soare, în lună și în stele, și pe pământ va fi strâmtorare printre neamuri, care nu vor ști ce să facă la auzul urletului mării și al valurilor. Oamenii își vor da sufletul de groază. Își vor da sufletul de groază în așteptarea lucrurilor care se vor întâmpla pe pământ. Ce înseamnă încă o dată pierderea sufletului? Pe lângă pedeapsa eternă, o durere insuportabilă, lăuntrică, care se transformă într-o durere eternă. În esență, pierderea sufletului înseamnă ceea ce fratele păstor Marius spunea, ratarea locului veșnic în care ar fi trebuit să fie sufletul tău. Asta înseamnă pierderea. Ratarea locului veșnic, și s-a dat exemplul bogatului care l-a sfidat pe Dumnezeu, și a lui Lazar, a homeless-ului, care a trăit plăcut lui Dumnezeu, sufletul unuia a ajuns unde ar fi trebuit să ajungă, iar sufletul celuilalt în locul în care n-ar fi trebuit, pentru că iazul de foc nu este făcut pentru oameni, ci pentru diavolul și slujitorii lui. Ce este acest suflet, dacă este atât de important? De ce este atât de important sufletul acesta? În Geneza, în capitolul 2, versetul 7, cuvântul Domnului spune așa. Domnul Dumnezeu a făcut pe om din țărâna pământului și a suflat în nări suflare de viață. Și omul s-a făcut un suflet viu. Deci, simplu, fără să complicăm prea mult, sufletul este partea noastră imaterială, izvorâtă din Dumnezeu, prin care în noi a venit tot ceea ce spune Scriptura, că suntem creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Adică suntem persoane, avem personalitate, suntem conștienți de existența noastră, nu putem determina, numai Dumnezeu își determină existența, și apoi avem și aspecte funcționale, putem comunica rațional, gândim, avem imaginație. Toate acestea au numai cei care poartă chipul și asemănarea lui Dumnezeu, adică cei care au suflet. Și aceștia suntem numai noi, oamenii. Avem suflet și el este veșnic. Este etern. Și atunci, o ultimă întrebare cu care mă apropiu de final, ca să revin, să mă apropiu, ce-ar folosi unui om să câștige întreaga lume dacă și-ar pierde sufletul? Soluția vine în versetele anterioare pe care le-am citit, în care Domnul aduce două posibilități și patru imperative. Două posibilități și patru imperative. Prima posibilitate este aceasta. Îți scap viața aceasta și o pierzi pe cealaltă, sau ești dispus să-ți pierzi viața aceasta și să o câștigi pe cealaltă. No, acum trebuie să recunoaștem că nu funcționează înțelepciunea populară, care de cele mai multe ori are dreptate, dar uite că legat de Scriptură nu întotdeauna înțelepciunea populară are dreptate, care spune, nu dăm noi pasărea din mână pe cea de pe gard.
Adică asta e viața pe care, nu știu, cântă, da, cântecele astea de petrecere. O viață ai, trăiești, o distrează-te, trăiește din plin, simți să trăiești, vine moarte. Asta înseamnă să nu dai pasărea din mână pe cea de pe gard, fără să știe oamenii că pasărea asta din mână moare. Și cea despre care se spune că e pe gard, de fapt, e tot în ei, sunt ei și veșnică. Și veșnică. Și atunci, dacă astea sunt cele două posibilități, care sunt imperativele care ne plasează în cea de-a doua posibilitate, și anume, să-mi pierd viața ca să o câștig? Primul imperativ este voința, al doilea, lepădarea de sine, al treilea, asumarea crucii și al patrulea, urmarea lui Hristos. Pentru că spune așa, cine vrea să vină după mine, voința, să se lepede de sine, să-și ia crucea lui și să mă urmeze. Mai dați-mi 5 minute, doar câteva remarci de cele, despre cele patru imperative care ne plasează în alternativa recomandată de Domnul, și anume să nu trăim pentru aici, ci să trăim pentru acolo. Cine vrea? Dragii mei, mântuirea nu este obligatorie. Domnul a spus cine vrea. Într-un alt context, aproape de instaurarea cinei Domnului Euharistului, Domnul face o afirmație și mai șocantă. Pleacă niște ucenici care nu înțeleg ce înseamnă să mănânce trupul și să bea sângele Domnului. N-au înțeles că e o metaforă. Și rămân ăștia 12. Și Domnul se uită la el și îi spune, voi nu vă duceți. Pentru că al urma pe Hristos, a sta aproape de Hristos, nu este obligatoriu. Am să vă spun ceva. Câștigă cerul când se mântuie un om. Dar noi câștigăm când ne întoarcem la el. Câștigul e al vostru că l-ați primit pe Hristos. Am întâlnit și oameni care numai nu pricep relația asta a valorilor între Dumnezeu și om. Și spun ei, cât de onorat este Dumnezeu că m-am întors eu la... M-am pocăit. Dumnezeu e onorat. Cât de onorat suntem că ne-a făcut Hristos loc în biserica Lui. Lăudat să fie Domnul. Deci, prima condiție, primul imperativ, voința. Voința este posibilitatea alegerii. Avem opțiuni, luăm decizii zilnic. În Geneza, în capitolul 2, versetul 16, 17, cuvântul Domnului spune așa, Domnul Dumnezeu a dat omului porunca aceasta. Poți să mănânci după plăcere din orice pom din grădină, dar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci, căci în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreșit. Și iată că Domnul vine și spune, ai opțiuni. Ai posibilități. Alegi. Mai mult, în Deuteronom, capitolul 30, versetul 19 și 20, cuvântul Domnului spune, iau azi cerul și pământul martori împotriva voastră, că ți-am pus înainte viața și moartea, binecuvântarea și blestemul. Și acum, alege viața ca să trăiești tu și sămânța ta iubind pe Domnul Dumnezeul tău, ascultând de glasul Lui. Care sunt deciziile tale? Pentru ce trăiești? Ce ai ales? Gândindu-te, asigurându-te de faptul că ești veșnic, nu vei dispărea. Da, vine moartea, se separă trupul de suflet, trupul merge înapoi în țărână de unde a fost luat, dar sufletul se întoarce la cel care l-a dat, la Dumnezeu. Ce ai ales pentru suflet?
Al doilea imperativ. Lepădarea de sine. Lepădarea de sine nu înseamnă nici de cum depersonalizare. Și foarte mulți înțeleg această sărăcie a sufletului, nu? Ferice de cei săraci în duhul lor. Drept așa, niște înapoiați medievali, fără cultură, săraci de ei. Dragii mei, lepădarea de sine nu înseamnă nici depersonalizare, nici scăderea calității umane, nici îndobitocire. Știți ce înseamnă lepădare de sine? Lepădare de sine înseamnă, și nu pot exprima mai bine decât cum a făcut-o Duhul lui Dumnezeu prin Pavel, și acolo găsim toată explicația în Galateni, capitolul 2, versetul 20. Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu. Dar cine trăiește? De acum Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Știți ce spune aici Pavel? Dacă trăiesc după mine, am tot felul de porniri. Firea mea, lăuntrică, pervertită, păcătoasă, m-ar trimite în tot felul de direcții greșite. Și există o singură șansă ca să pot să pun căpăstru, să-mi stăpânesc pornirile. Crucificarea. Am fost răstignit. Și o să revin imediat la cea de-a doua cruce a creștinismului. Dar renunțarea la sine înseamnă renunțarea la egoism, renunțarea la orgoliu, renunțarea la ambiții pătimașe, renunțarea la dreptul meu și omorârea mădularilor care mă împing spre păcat. Haideți să citesc câteva versete să înțelegeți la ce se referă. Matei 5:38. Ați auzit că s-a zis: ochi pentru ochi și dinte pentru dinte. Adică fă-ți dreptate. Apără-ți drepturile. Uitați cum arată un om în care trăiește Hristos și care își omoară eu-ul. Un om care nu trăiește mânat de orgoliu și ambiții. Dar eu vă spun, să nu vă împotriviți celui ce vă face rău, ci oricărui te lovește peste obrazul drept, întoarce-i și pe celălalt. Oricui va vrea să se judece cu tine și să-ți ia haina, lasă-i și cămașa. Dacă te silește cineva să mergi cu el o milă de loc, mergi cu el două. Și continuă. Asta înseamnă să trăiască Hristos în noi. Restul sunt povești superficiale, fără valoare. Putem să fim cât de religioși vrem, dacă nu se vede asta, adică Hristos în noi, în cele mai practice atitudini ale noastre, suntem un chimbal zângănitor. Al treilea imperativ, asumarea crucii. Deci voința, lepădarea de sine și asumarea crucii. Este greu pentru noi să înțelegem crucea. Oamenii au transformat crucea, din păcate, pentru că nu înțeleg cuvântul lui Dumnezeu în întregul lui, au transformat-o într-un obiect magic. Și îmi măsor bine cuvintele și nu vreau să ofensez pe nimeni. Magie înseamnă să controlezi lumea spirituală folosind elemente materiale. Asta e magia. Globuri. Eu nu pot să folosesc elemente fizice, materiale, ca să controlez lumea lui Dumnezeu. Crucea e mai mult decât un obiect. Crucea e un concept adânc, profund. Crucea se trăiește. Nu intru în foarte multe detalii legate de aceasta. Doar atât vreau să vă spun. Pentru mântuirea noastră, și acum probabil că o să fiți șocați unii dintre dumneavoastră, vreau să vă spun următorul lucru. Pentru mântuirea noastră nu-i suficientă o cruce. De acum o să văd pe unii care poartă crucea la gât că o să-și spună două.
că nu-i destul una. Pentru că Scriptura ne vorbește despre două cruci. Și anume, este o cruce unică pe care Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, lumină din lumină, coborât în lumea noastră, născut din Fecioara Maria, umblând printre noi fără păcat, s-a pus în zilele lui Ponțiu Pilat pe cruce, a luat asupra lui toate păcatele trecute, prezente și viitoare. Le-a luat asupra lui și a plătit prețul dreptății lui Dumnezeu în jertfa lui. De aceea spunem, păcatele nu se pot ierta. Păcatele se plătesc. Și toate au fost deja plătite pe cruce în jertfa Domnului Iisus Hristos. Păcătoșii se iartă, dar păcatele au fost plătite. Deci crucea pe care a stat Hristos este ușa deschisă prin care toți de aici putem să intrăm, să ne salvăm sufletul. Și care e a doua? Păi Domnul a zis, cine voiește să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia, și Marcu spune altfel, să-și ia crucea lui și să mă urmeze. Înseamnă că este o cruce a noastră pe care trebuie să ne-o asumăm, pe care trebuie să ne urcăm și să nu facem naveta cu liftul pe ea, sus și jos, să ne asumăm, să rămânem acolo, pentru că doar crucea noastră este soluția pentru cel de-al doilea imperativ, care este lepădarea de sine. Nu există lepădare de sine fără cruce. Crucea noastră, dacă pe crucea lui Hristos a stat Hristos pentru mântuirea noastră, pe crucea noastră ne urcăm ca noi să ne ducem mântuirea până la capăt, adică să ne sfințim viețile. Ce-i crucea asta? Crucea este semnul ascultării necondiționate. Crucea este semnul renunțării. Crucea este semnul separării. Asta e sfințire. Luat de aici și pus aici pentru un scop. Am fost luați din lume și mutați de acum, și demonstrăm prin botez, mutați în împărăția Fiului Său pentru un scop. Să fim veșnic cu El. Să vă binecuvinteze Domnul. Și al patrulea imperativ și ultimul, și apoi zice să mă urmeze. Urmarea lui Hristos, deci prin aceste patru obiective imperative, noi am demonstrat și declarăm. Renunțăm la lume, dar ne câștigăm sufletul. Asta e declarația. Că degeaba nu demonstrăm prin imperativele, este o declarație ieftină. Ce înseamnă această urmare a lui Hristos? Urmarea lui Hristos înseamnă ucenicie, înseamnă imitarea lui Hristos. Este o carte celebră, nu? Imitatio Christi. Imitarea lui Hristos. Știți ce declarăm urmându-L pe Hristos? Zilnic, în cel mai practic mod, de când ne trezim până ne culcăm, cum gândim, cum vorbim, cum ne comportăm, cum trăim, toate lucrurile astea demonstrează dacă îl urmăm sau nu pe Hristos. Știți ce înseamnă asta? Înseamnă o declarație înaintea cerului și a pământului. Îl urmăm pe Hristos, pentru că El este prioritatea noastră. Și așa demonstrăm că numai lumea prioritatea noastră, când urmăm pe Hristos, El a devenit prioritatea noastră. Care-ți sunt visele? Care-ți sunt ambițiile? Care-ți sunt obiectivele, planurile? Ce ai în capul listei? Să ajung și asta, să fac și asta, să rezolv și asta? Sau Hristos și restul devin lucruri absolut normale. Pentru că tot Scriptura spune, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui și toate celelalte ambiții, proiecte, obiective, ni se vor da pe deasupra. În urmă cu câteva zile mă uitam prin lista veche de fotografii recuperate. Am avut odată chef
să iau fotografii vechi și să le scanez, să le transform în format digital, să le purtăm cu noi. Și am dat peste o fotografie veche de 36 de ani. Acum 36 de ani am o fotografie într-o zi de vară, când în urma deciziei, hotărârii, alegerii, m-am lepădat de mine însumi și am zis, este timpul să-mi asum crucea și să-L urmez pe Hristos. Copilăria și tinerețea mea a fost marcată de o prietenie frumoasă care a durat și durează încă. Este aici Nicu, primarul orașului Beclean, cu care am călătorit alături. Deja nu mai pot să spun că am dormit în același pat, că cine știe ce se interpretează astăzi. L-am întâlnit pe Hristos aproape în același timp, în același an. Am fost colegi de bancă 12 ani. Nu vă pot spune mai multe câte condiționări am avut. Dar ce vreau să vă spun prin această poveste? Când am hotărât că trebuie să-L urmăm pe Hristos, am una dintre cele mai frumoase fotografii în care nu suntem rudenii, dar probabil mai bun decât doi frați, am intrat în apa botezului deodată. Eu nu am intrat singur în apa botezului și nici el. Noi am intrat deodată. Pentru că sunt persoane care îți marchează viața pentru totdeauna, dar și cel mai important eveniment din viață, care este ceea ce faceți voi astăzi. Și anume, să declarați în fața cerului și a pământului, care ați renunțat la lume știind că nu asta vă salvează sufletul. Și vă salvați sufletul știind că asta vă leagă de cer prin Iisus Hristos, Domnul. Îi mulțumesc Domnului pentru acea zi. Nu o să regret niciodată, n-am regretat niciodată. A fost momentul în care sufletul meu a fost sigilat pentru totdeauna, pentru cer, împreună cu toți sfinții. Mie nu-mi este teamă atunci când trupul acesta va trece. Eu nu mi-am propus 92 de ani, că vreau să mă bucur mai mult de veșnicie. Sofia s-a supărat acum, că au zis că mai vrea tată. Nu-i treaba mea. Nu-i treaba mea. Nu-i treaba noastră. Dar tot se va întâmpla. Și atunci vreau să vă las doar această întrebare. Și când trupul acesta va trece, sufletul unde va merge? Răspunsul este la tine. Amen.